De câți ani, de cât timp faci pian? Cam de 3 ani. Ți-a zis mama, ți-a zis tata, cum te-ai hotărât tu să te apuci de pian? M-am hotărât, mi-a spus o vecină că am ureche muzicală și ar fi bine să mă apuc de un instrument muzical, adică de pian. Ai o vecină destul de interesantă, aș zice. Ea se pricepe la muzică? Nu. Nu. Dar uite că s-a priceput la faptul că tu ai o ureche muzicală. Hai să mergem la pian. Ești de acord? Hai. Da? Hai să mergi și o drumul. Te duci doar cu domnul Mihai, da? Aici e pian. L-am mutat aici. Nu e chiar așa un pian cum cred. Tu ai un pian acasă? E pian sau pianină ce ai tu acasă? E cu o coadă lungă așa? Nu. Nu, e scurt. Bun. Ce o să ne interpretezi în seara asta? O să vă interpretez Intrarea gladiatorilor. Wow! Intrarea gladiatorilor. Bine, noi te o să te ascultăm cu foarte multă atenție și vom fi foarte, foarte interesați să ascultăm interpretarea ta.